Și limba. Așa, și limba de investiții, da. Infrastructură, sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc și sunt interesați de ceea ce așa este. La Schellenberg continuăm câteva lucrări care am menționat mai devreme. Au fost tocmite documentele necesare în vederea executării acestor lucrări în anul 2016 și aici menționez strada Triajului, unde lucrările efectiv vor începe de luni. Avem strada Goga, care maximum 2 săptămâni de zile vom demara procedura de achiziție publică pentru licitație. Avem strada Câmpului, care este deja în execuție. Și avem extinderea grădiniței din Schellenberg cu program prelungit, cea care am avut-o programată pentru anul trecut, dar vom începe probabil tot așa undeva în 2-3 săptămâni procedura de achiziție. Cred că prelungirea Brana este una dintre ele. Am menționat mai devreme Octavian Goga, urmează strada Podului, care este în Vatra Veche, ca și alternativă la strada principală Mihai Viteazu. Avem construirea, reamenajarea intersecției Mihai Viteazu cu strada Pictor Nicolae Brana, unde vrem să construim un sens giratoriu pentru fluidizarea traficului în zona respectivă, deoarece dimineața sunt destul de multe blocaje pe zona aceea. Avem strada Trifoiului parțial, avem strada Traian din cartierul de Tineret, avem Andrei Mureșan și avem și strada Tonița. Este vorba de trotuar de vis-a-vis de Lidl, pe partea cu Dedemanu, o legătură până în intersecția sensului giratoriu. Nu putem să facem pe ambele părți, deoarece pe partea cu magazinul Lidl nu avem proprietate de domeniu public. Pe măsură ce se vor dezvolta zonele respective, vom configura, să spun așa, atât căi de acces pietonale, cât și viitoare căi rutiere. Tot pentru Schellenberg mai avem 4 străzi foarte importante. Una dintre ele este strada Tudor Vladimirescu, unde încă nu este finalizată procedura de trecere în domeniul public, motiv pentru care va fi inventariată și însușită în inventarul comunei, iar ulterior această stradă va fi prinsă pe rectificare de buget și îmi doresc împreună cu consilierii să reușim să o reabilităm în acest an cât mai repede chiar. Strada Tudor Vladimirescu, cea care am spus că încă nu este finalizată trecerea în domeniul public, avem strada Lucernei, strada Rinului, strada Nichita Stănescu și strada Unirii. La strada Triajului aș vrea să revin puțin, pentru că am împărțit-o în două etape, să zic așa. De modernizare. De modernizare. De luni, v-am spus, o să înceapă strada care până acum era stradă de pământ, deci de unde se termină asfaltul, o să înceapă până în calea ferată, iar partea de intrare, legătura cu strada principală Mihai Viteazu, va intra în a doua etapă, probabil undeva la a doua jumătate a anului, pentru că îmi doresc ca pe acea stradă să închidem acele șanțuri, să le transformăm în parcări longitudinale pentru riveran, să zic, și să eliberăm suprafața carosabilă, pentru că acum parchează și pe o parte și pe cealaltă și dintr-o stradă largă a devenit o stradă practic cu sens unic. Deci trebuie să le spunem oameni. Reabilitarea înseamnă canalizare, iluminat public, inclusiv canal metropolitan pentru cabluri. Nu-mi doresc să se mai rupe străzi în Schellenberg. Odată ce sunt făcute, să ne bucurăm de ele și de investițiile făcute cât mai mult.